Salutare și bine ați revenit la Amintea lui Tetelu, la seria despre creativitate cu Andrei Stan, artist multidisciplinar. Astăzi subiectul mm. imaginație, ce este imaginația și cum declanșăm imaginația? Da, și multe, multe altele pe lângă. Ești pregătit? Sunt super pregătit. Și eu ți-am spus ca sărat, împlător, nu știu dacă a fost voluntar sau involuntar, am mai văzut Barton Fink. Da. Unde imaginația este problema. Da. Cum rezolvăm această problemă cu imaginația? <laughs> cum alegem varianta potrivită pentru fiecare context în care să rezolvăm. La o să ce... Hai să începem cu un lucru la. Ce este bună imaginația? Imaginația trebuie să plecăm un pic pe alte de gândire și să ne gândim la imaginația în felul în care noi interacționăm cu ea. Și anume o singură chestie pe care eu am descoperit-o. Imaginația este primul spațiu în care noi locuim. Este o, cum să zic, o dimensiune a minții noastre în care ne accesăm cam tot ce putem noi să bănuim. A minții sau a existenței noastre? Trebuie a, să stabilim. A minții, Pentru dacă, că vrei. Că dacă e teritoriul minții, bun. Da, e da, da, da. De înțeles, dar poți să spui că trăiești mai mult în imaginație decât în viața reală? Și să... Zici, ar avea un sens o cât mai mare imaginație? Da, eu aș spune chestia asta, că este prima noastră realitate, dacă vrei. Pentru că îți dau un exemplu. Eu ca să pot să interacționez cu această masă, cu tine, cu paharul, cu banana, cu așa mai departe, eu mai întâi trebuie să știu ce sunt, trebuie să am stocate datele în capul meu. Și primul aspect al imaginației este locul în care eu mi-accesez memoriile. Vezi că, în întâmplător, avem aici o banană. De-abia să este văd. Este o mănușă. <laughs> Meniu da, de deci campion. Urmăriți, urmăriți. Vom vedea ce putem face cu imaginație, cu aceste obiecte. Tu nu știi nimic. Eu habar n-am. Foarte bine. Deci, putem spune că imaginația este importantă în sensul în care trăim și în imaginație, adică în planul acesta spiritual, dar o mare parte din viața noastră, Chiar dacă e pe pământ, e aici. Deci e foarte importantă imaginația. Care este legătura între imaginație și creativitate? Păi, a spune că imaginația este precum un tărâm, și creativitatea este o mașină care se plimbă și care scoate ceva din acel tărâm și îl manifestă în lumea fizică. E ca un export, e ca o funcție care, pe de-o parte, ține foarte mult de complexitatea imaginației, să începem de la o premiză că o viață sănătoasă are o imaginație sănătoasă. Știi că vorbeam data trecută. Pentru <gână> o viață sănătoasă. Pentru o viață sănătoasă, dezvoltați o imaginație, de imaginație. stufoasă, da. da, da, da. Pentru că, pe de-o parte, o să vorbim despre câteva componente ale imaginației, ce am studiat eu până acum, ce am găsit și prin scriere, atât spirituale, mistice, cât și concrete, studiind artiști și așa mai departe, curente filozofice. Am depistat acest aspect că imaginația, pe de-o parte, este, cum ziceam, locul în care încep să se întâmple primele forme de gând, primele forme de viziuni, dacă vrei. O să dau un exemplu, o propoziție care pentru mine m-a, cum să zic, m-a ajutat enorm. Lucrez cu un puști care are 12 ani pe dezvoltare creativă. Și eu, de multe ori, când lucrez cu oameni, le pun această întrebare pe care urmează să-ți-o pun și ție. Ce este imaginația? Dar am stabilit așa. E, surpriză! Dam, dam, Și o să vezi din ce cauză te întreb. Da. Pentru că din experiența mea proprie, punând întrebarea asta diferitelor persoane cu care am interacționat, de la muzicieni, pictori, oameni de știință, oameni din domeniul spiritualității, am văzut că fiecare vine cu o definiție proprie. Deși există și o definiție în n-am auzit pe nimeni să o formuleze aia, fiecare om o să vină cu o chestie personală, ceea ce din start noi vorbim despre imaginație, dar clar fiecare înțelege altceva. E valabil pentru foarte multe alte cuvinte pe care nu ni le însușim, adică nu stăm concret să vedem ce înseamnă pentru mine concret cuvântul ăla. Puteți să zice prietenie, bucurie, succes, sunt niște termeni pe care fiecare, când îi uh, utilizează, le atribuie o anumită semnificație și acest puș de care îți spun l-am întrebat ce înseamnă imaginația și a spus în felul următor, e ca și cum văd o cutie în care atunci când intru eu sunt Dumnezeu și în jurul meu e raiul. Superb! <laughs> Înțelegi? La și 12 de, și ani. Și nu a făcut nicio elipsă, nu a, a spus exact, a creat o lume în care el există ireală, dar a deschis extraordinar de nu știu, n-am mai întâlnit așa, așa exact, e complet. Exact. Deci, complet. Exact, exact. Cire Dumnezeu, adică Creatorul. Exact. Și Raiul este locul creației. Exact. Pentru că, uite, întâmplător, dacă te vorbim de Barton Fink, cutia cu care se încheie filmul, cutia uh -huh. adusă de vecinul de camera lui Barton Fink, rămâne nedeschisă. Uh -huh. Și este o mare dilemă. Este ca. Uh, Uh, cum era niște Suspects cu Kaiser Soze, cine da, Kaiser Soze e da, da, da. în cutie. Exact. Și în uh, Pulp Fiction, știu, dacă știu, mai ții minte. Și, uh, nu s-a aflat. Uh, uh, a s-a aflat, da, 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 a, da. să se află că e acel cadru care a Da, da, o... da, da, da. <laughs> Păcat că s-a. Da, era un, zis. un mister frumos. Marele, da. Și în cu... deci apropo de copilași și în Barton Fink o cutie care nu se deschidea. A scritori au lăsat, frații, că e o, iată, o elipsă, o ne uh -huh. putem noi imagina, într-adevăr, lasă loc imaginație, dar puștul ăsta a desocut cutia, mi se pare extraordinar. Exact. Și de ce cer mie să fiu mai deștept decât un puș de 12 ani? Nu am cum. Asta e chestia, că o să vezi că la fiecare nu om cum. nu ai cum și în același timp ai cum, dar depinde <laughs> foarte mult la ce scală ne referim ca să existe mai sau mai puțin sau, înțelegi, este foarte relativ. Imaginațiile sunt egale. Eu am descoperit o chestie care pentru mine are foarte mult sens din practicile mele, să zicem, meditație, chiar și procesul creativ de orice factură în care m-am găsit. Și anume că e posibil să existe o singură imaginație la care cu toții suntem conectați și fiecare are o fereastră mai largă, mai mică, o portiță atâtica, unul are o poartă atâta, unul poate să intre prin două locuri, prin trei locuri. Dar să zicem, e o vorbă care spune că imaginația este atelierul lui Dumnezeu. Înțelegi? Practic, de acolo pleacă tot ce vedem noi manifestat. Întâi este undeva în acest spațiu... Dumnezeu Creator. Creator, Zelful Exact, acesta, exact, exact. Forța creatoare. Forța creatoare. Și aici vine un alt exercițiu pe care îl fac cu și cu copiii, și cu adulții. Zic așa, uite-te în jurul tău și spunem dacă găsești un obiect care n-a trecut mai întâi prin imaginația cuiva. <laughs> și chiar te provoc, uite, stai, avem aici. Stai să mă gândesc. Mm -hmm. O să-ți dau un exemplu comic. Da. Dar nu vreau să jignim animalele. În regulă. Îți dau un exemplu care, uite, mi-a venit acum, urmărind, uh -huh. întâmplător, tot întâmplător, dar vezi, aceste întâmplări probabil că ne ajută, să connecting the dots, exact. the Jobs. Să devenim creativi, având mai multe locuri care să ne ducem. Un baraj construit de castori. Da. Dar trece prin imaginația castorilor, totuși. Dar nu trece prin imaginația unui om Știi că există baraje Categorii. care lărgesc lacuri Care drenează apa Fac ca Suprafața inundată să crească Și să purifică apa uh -huh. Deci barajele construite de castori uh -huh. Și mă întreb Acum te întreb A trecut prin imaginația cuiva barajul deci, în afară de imaginația da, castorilor. Da, în afară de... Acum, bineînțeles... Mai cer să dau un exemplu, ți dat un exemplu. Mai de că și data trecută am vorbit de castori. Așa. Dacă o familie de castori se uită la e lucrarea... E Înțelegi? Dar mi se pare... am văzut acest reportaj pe Animal World cu castori weekendul acesta. Deci, e fresh. Da, și e întâmplătoare legătura cu castori cu primul episod din seria da, 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 da. creativitate. Da, că am vorbit tot Avem aici, castori. trebuie să invităm la un moment dat și o familie de castori să ne, ne clarifice castori, niște... Mi se pare da, extraordinar. <laughs> și mă, mi se pare ciudat că în limba engleză castor este și sinonim pentru organul sexual feminin. E foarte ciudat, nu de ce. What a da, că. Da, asta înseamnă. Da, Și corect, Și Leslie Nielsen, o să vezi. Dar îl iubesc pe Leslie Nielsen. Apropo de, de creativitate, este el jos la baza unei scări, urcă această doamnă superbă și <gângări> el îi spune, what a beaver! <gântu -i> și iar că îi arată avea un castor întâmplător Excelent. nu știu <gântu -i> de ce castori, chiar sunt niște animale deosebit de inteligente și de pozitive s -s -s. și sunt, uite m am făcut, na, o legătură cu cum ceva era și beavers nu, nu, era, era beavers nu era beaver, mi-am confundat dar în dar creierul meu beaver și da, 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 da. nu știu de ce, pentru că, <gânări> că castorii sunt foarte drăguți, era să zic o prostie Nu Ne ducem în altă direcție Nu e ok Să revenim nu... la imaginația noastră Deși vezi Uite, zic, nu, Îmi pare rău pentru telespectatori Dar e o legătură între castor și organul sexual <laughs> Asta o să fie ca și cutia de care vorbeam Noi știm da, Dar casă. rămâne <laughs> misterios Ce am scris Care e legătură între castor și organul sexual feminin <laughs> Și scrieți în comentarii vă rog Pentru că eu am scris aici Și vom verifica Avem dovada Da cum să facem să rămână data, să nu pară că am mințit? Pune acolo data acum. Da, dar putem să. Tu trebuia putea să fi un fie ziar de astăzi? Trebuie să. A, a. Pozează-l poze și tu. o să avem Pozează în tu. detaliile pozei. Deci, tu pozezi telefonul meu cu data. A, excelent. Ora. Gata, iată. Da. Stai așa că facem frumos. Ba da, tu ce crezi că e. Legătura între castor și organul sexual feminin. Ca, în engleză, beaver înseamnă și Ia deschide un pic uh, și ecranul yeah. ca să avem... Uh... Avem dovada. Excelent, gata. Ne trimiteți în comentarii care credeți că e legătura. Continuăm. Superb. Continuăm. Așa revenind, Deci întrebarea ta a fost dacă un castor își imaginează înainte de a se apuca de treabă ceea ce urmează să facă. E tot o creație, chiar dacă e animală. Chiar dacă este Conține animală. imaginație. Eu cred că, la fel ca și creativitatea de care vorbeam ultima oară, că ar fi parte din uh, viață mai degrabă decât din mintea asta fizică, creierul dacă vrei. Uh, Întorcându-ne la viață, eu cred la fel că imaginația este o dimensiune a vieții și atunci se regăsește la mai multe... Da, ai zis că e undeva într-un loc și oamenii au mai mult sau mai puțin acces. Da, da. Nu știu, e ca la Platon ideile pe care ți le reamintești ele sunt acolo undeva. Hai să o luăm cu ce am studiat eu ca fiind originea da. imaginației și la bază este acest cuvânt imaginarii din latină. La început a fost imago care, într-un mod foarte interesant, este cuvântul care definește și o insectă care a ajuns la stadiu matur este tot imago, care este la originea cuvântului imaginație, că a fost imago, după care imaginarii, care era în engleză to picture oneself, care în română are mai multe traduceri. Pe de-o parte, cum mă văd eu pe mine... Poate să nu aibă niciuna. Atenție, sunt adeptul faptului că există expresii intraductibile. Da, 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 exact. Regret, sunt unele chestii care... Farii, limbii române de acord. sunt... To picture oneself. Da, da, da. Încercați să Exact. Merge mergem mai departe, o lăsăm așa. O lăsăm așa. Dă-i câteva mm -hmm. conotații în română. Ca să avem un punct de exact, plecare de cine referință. Nu exact. Ce ar putea însemna? zene câteva. Exact. Pe de-o parte este aspectul autoreflexiv, cum mă percep eu a fi. Deci, practic, eu când mă trezesc dimineață eu am un format despre cine știu eu că sunt, corect? Pentru că altfel m-aș trezi și aș fi cu tot o altă ființă în fiecare zi, dar nu se întâmplă chestia asta. Noi avem o constantă. Pe de o parte, putem să atribuim memoriei, pentru că odată ce începem să stocăm experiență, memorie, cunoaștere, alea încep să ne dicteze felul în care ne trăim viața, corect? Și atunci. Pe de o parte avem aspectul ăsta autoreflexiv despre cine cred eu că sunt, în funcție de ce îmi place, ce nu-mi place, unde am copilărit, unde am crescut, cu cine m-am prietenit, cine m-a făcut să sufăr, cine m-a bucurat și așa mai departe, tot bagajul nostru de experiență personală. După care mai este to picture oneself a mi-oferi eu mie, acestui sine intern, imagini. Iar aceste imagini, dacă săi să te gândești, sunt valabile la absolut orice fel de interacțiune cu mediul exterior. Pentru că sunt foarte multe studii care arată că imaginația are mai multe componente sau mai multe feluri de imaginație. Există capacitatea de emoții imaginative, adică dacă te rog acum, ca într-un exercițiu de actorie, gândește-te că ești în cea mai fericită zi din viața ta pur și simplu. dă voie să trăiești starea că, băi, o zi excepțională. O să mă gândesc care a fost cea mai fericită zi din viață. Uite, vezi, deja este o provocare, dar pleci pe un filon emoțional. Deja din tot bagajul meu de experiențe, eu plec pe un silver lining, pe un firicel, plec pe un fir care este construit din momente de genul ăsta. Și la un moment dat o să ajungi și la o stare care este clară și atunci o să o atribui imaginii pe care o trăiești în mintea ta sau a stării pe care o trăiești. Gândește-te că asta este o parte esențială din lucru cu actorul în film și în teatru. Noi lucrăm cu emoții. Dacă actorul nu știe ce este aia, bă, cum să zic, abandonul, da? dacă nu a trăit minimul de experiență de genul ăla, e foarte greu să-l confecționezi de la zero. Și să fie convingător încât să transmită nu doar prin cuvintele folosite, ci emoția propriu-zisă, trăirea actorului. Pentru că sunt momente în care nu ai dialog și cu toate astea sunt atâtea scene excepționale de liniște în filme. Acum la prima mână îmi vine Breaking Bad, dacă te-ai uitat. Erau niște scene de tensiune excepțională din liniște. Felul în care se uitau personajele unul la altul, felul în care era un obiect pe care era filmat și după care reacția actorului. Deci, ce vreau să spun este că emoția, în principiu, poate fi adusă în imaginația noastră. Și atunci deja noi avem o putere de a ne construi starea de spirit. În Hermetism, spre exemplu, care este o școală foarte veche și foarte complexă, și recomand o mică lectură, măcar așa de. Idee generală. Acolo se vorbește de acest, de această lege a polarității. Că întotdeauna orice aspect are un, un punct în, în contrapunct, dacă vreau, un aspect care este polarizarea, adică a, masculin, și don, feminin. A, tot timpul va exista. Da, această rece opoziție. și cald, exact, opoziția. Și cumva, ciocnirea dintre aceste opoziții este și partea vieții, nu e. Da. E necesar să existe o, exact. un, un, un răspuns la ceva. Ar putea să existe culorile, dacă n-ar exista cele două non-culori, negru și alb. Sunt doi poli în mijlocul căreia se întâmplă o varietate de minunății. În contextul culorilor, le adaugi pe toate una peste alta, o să ajungi la o formă de negru. Cu cât le deschizi pe toate, o să ajungi la o formă de alb. Deci avem acești poli. În cald și frig, spre exemplu, e o carte, Chibalion se numește, care discută despre cele șapte principii hermetice și acolo vorbește despre cum îți dai seama pe scala de la frig la cald când se trece concret de la rece la cald. Este o chestie foarte relativă, e o chestie de grade, până la urmă, concret, dar, înțelegi, este o chestie foarte relativă. Și acum revenind la emoțiile noastre, să zicem că eu m-am trezit dimineață cu o stare de, nu știu, hai să zicem, măhnire, supărare. Un exercițiu concret de folosit în imaginația noastră este să mă gândesc care este contrapunctul acestei stări. Ar fi fericire, nu? Să zicem, sau sentimentul de satisfacție că mi-a ieșit ceva. Hai să-mi hrănesc mintea cu starea asta, să-mi dau voie printr-un exercițiu imaginativ să sparg toate convențiile exteriorului meu, să mă întorc în lumea mea interioară și să spun este excepțional ce simt, am o stare bună. Știi că e un exercițiu tot în, și în actorie și în improvizația la să râzi fals până te apucă râsul ăla serios. Care e o chestie foarte mecanică și am testat tot de mai multe ori. Încep și râzi întâi așa ca bou, cum s-ar și după aia încep din ce în ce mai tare să dai în râs autentic. Deci noi avem niște capacități plecând de la imaginație pe care eu cred că noi nu le folosim în adevăratul sens al cuvântului. Inclusiv acest aspect de a fi în controlul stărilor noastre interioare, folosindu-ne imaginația. Am citit la un moment dat un articol în care spunea că creierul nostru real nu prea știe să facă diferența atunci când e pus sub supraveghere, da? Într-un mediu științific. Nu-și dă seama concret creierul ce este imaginație și ce este real. Reacționează la fel. Ce înseamnă creierul real? Mă refer la cum se numește? MRI. Asta ar fi scanarea fizică a creierului, unde vezi ce zone a, din creier înțeles, sunt active, înțeles, cum da, da. sunt create sinapsele, cum se strânesc acolo toate reacțiile chimice și așa mai departe. Și era acest exemplu al unui om căruia îi se dă un măr verde. Și îi se spune să îl vizualizeze roșu. Concluzia pe care au tras-o măsurând ce au măsurat ei, că nu sunt în măsură să intru în toate detaliile, dar mintea percepea ca fiind un măr roșu. Înțelegi? Adică. Noi nu avem o linie foarte clară între cum reacționăm la ceea ce pare a fi realitatea și cum reacționăm la ceea ce este imaginația noastră. Deci experimentul a reușit. Omul reu da. Omul putea să-și imagineze mărul acela ca fiind roșu, da. în timp ce vedea mărul verde sau închidea da. ochii. Uh, și una și alta. Este mult mai simplu să-ți imaginezi ceva cu ochii închiși avem această capacitate. E ca și cum, uite, dau un exemplu. În facultate, când am făcut regia în Londra, am avut un exercițiu excepțional în care trebuia să prezentăm o culoare. Și să vin într-un mod creativ. Dacă ți alegeai verde, te duceai cu oamenii undeva într-o pajiște și îi lăsai să atingă iarba de pe jos, să găsească o frunză, ceva care să le transmită starea de verde. Eu mi-am ales o non-culoare negru. Și am plecat de la premiza că în momentul în care închidem ochii se face negru, dar din negru la poate să iasă orice. Și ce am făcut cu colegii de echipă a fost să-i rog să închidă ochii, am pus o muzică din asta cu frecvențe liniștitoare, ceva meditativ și i-am ghidat într-o călătorie într-un castel intern în care pleci îl vezi de afară, vezi castelul, vezi din ce construit, ce fel de materiale are. La ce castel te-ai gândit? La mine era un castel, nu știu să-l definesc. Este ceva... Te întreb altfel te la un castel care exista și ți l a introdus în imaginație? Nu, sau? nu, nu, nu. A fost o, o chestie pe care n-aș putea să o arăt, să zic, uite, este ca ăsta pe care l-am văzut într-un film sau l-am văzut era castelul în... Bran, de exemplu? Nu era castelul nu. Bran, nu, 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 nu. Plus că mai e o chestie foarte sensibilă. Sau, castelul huniazilor. Da, nu, adică nu, nu. nu ai folosit nu. în imaginație ceva care exista sau nu? Am luat un template, cumva, dacă vrei, un template al castelului, conceptul castel. Și l-am lăsat să se manifeste fără ca eu să controlez în niciun fel procesul. Pur și simplu să mi apară o imagine. Și, și cum de acolo. Se întregea imaginea aceasta. Se întâmplă foarte firesc. Se întâmplă foarte firesc. Este exact ca orice moment în care închizi ochii și primești inputul o măslină mare cât o minge de fotbal. Cum se întâmplă chestia aia? Se întâmplă pur și simplu. Nu este o confecție a noastră, pentru că eu nu cred că noi suntem capabili să generăm în sensul ăsta. Noi putem să folosim o facultate a noastră cu care suntem înzestrați, dar și aici o să intrăm în alt subiect de, stil, de tipurile astea de imaginație diferită. Ideea este că este o funcție care există constant în noi. Dar depinde dacă o folosim în beneficiul stării noastre de bine și al comunității în care trăim, sau o folosim în scopuri egoiste sau în scopuri chiar dăunătoare pentru noi înșine. Exact cum am vorbit data trecută de creativitate și chiar am menționat că e o linie foarte fină între creativitate și imaginație. Imaginația pentru mine este, cum ziceam la început, un spațiu în care acest sine al nostru, dincolo de bine, de rău, de plăceri, neplăceri, observatorul, că se vorbește inclusiv în meditații te conectezi cu observatorul, cu acest aspect al nostru intern, care este dincolo de toate gândurile. Și este o stare excepțională, expansivă, în care simți o conexiune cu viața de jur în împrejur. Dar în fine, ideea este că noi odată intrând în imaginația asta, avem pe de-o parte această facultate de a percepe simbolurile obiectelor. Până la urmă, dacă e să luăm un copac, există un copac fizic pe care îl vedem cu toții, dar eu când mă gândesc la un copac, este acel simbol pe care fiecare și-l trasează în funcție de experiențele lui și după care în ce fel reacționezi emoțional la acea imagine. Pentru că de multe ori ai văzut uh, lucrurile pe care le ține minte cu adevărat, sunt lucruri care ne-au și declanșat o emoție mai puternică. Cu cât e emoția mai puternică, cu atât ține mai, mai bine minte, tot felul de detalii are diferite experiențe. Are sens ce... Are sens ce spui, dar vreau să revin la o chestiune pe care ai pomenit-o și mi-am notat-o aici și ai spus că dimineața când te trezești ești ceea ce îți aduce aminte și ceea ce cum faci dimineața ca să-ți recompui conștiința ta de sine, ți închipui toate aminte cum îți dai seama că ești tu, uh -huh. picture one self dimineața, adică cum te trezești uh -huh. și spui că ești tu în viața ta mi și dă o contra Cum faci să nu faci asta? <laughs> <laughs> Pentru că Are este. Interesant, fiind bolnav. Uh, da, bineînțeles, când există. Deci bolnav nu, da. mai, nu te mai conectezi așa de bine cu amintirile, cu, da. cu propria ta conștiință de om sănătos și ai acel moment de confuzie, nu știi unde ești. Se mai întâmplă când ești într-un într loc străin, cumva mm -hmm. dimineața. Mm -hmm. E aceea, adică memoria ta te învață că ești în patul tău. E foarte interesant că sunt uh, zeci de ani de când mă mutasem dintr-un anumit loc și dimineața, primul moment, era baza, să zic, imaginației de moment să cred că sunt în alt loc. În uh -huh. locul copilăriei, să zic. Adică mi-a luat mult timp ca uh, să trec de la uh, trezirea gândindu-mă că sunt în acel loc, fereastra, mm -hmm. zgomotele străzii, interacțiunile dintre vecini, chiar dacă mi-a luat zeci de ani să nu mai am treaba asta. Mm. Dar ți se întâmplă vreodată de la un stimul chiar să retrăiești un astfel de moment? Spre exemplu, simți mirosul de plăcintă și să se declanșeze o memorie? Este absolut, e, e supra dopaminică. asta, adică absolut, mm -hmm. păi nu e parte din viața noastră, iar exact. Cred că avem treaba asta mai mult. Exact. Adică merg în anumite, pe anumite străzi nu e foarte greu. E, e imposibil să trăiești cu mine, de exemplu. Dacă mergi cu mine pe da. străzi, zic aici am întâlnit cu nu știu ce gagică, aici am făcut... Uh -huh. unii, nu sunt ultra conectat la amintiri și da. nu, nu știu dacă e, e bine. E o funcție noastră ca oameni. Este. Dar uh, ideea de... Maestria sinelui este să știu să încep să folosesc ceea ce mi s-a dat într-un scop din ce în ce mai înalt. Și m-a întrebat de dimineața, cum facem dimineața? Din experiența mea, că din asta pot să vorbesc cel mai clar, este foarte benefic. Primul lucru când te trezești, să aduci un gând de recunoștință. Este absolut esențial. Și anume, mulțumesc Creator, Dumnezeu, Univers. Sau doar mulțumesc că pot să văd, că pot să respir. Că pot să îmi sun oamenii dragi, să fiu recunoscător. Dacă pleci în zi cu stare de recunoștință, se întâmplă altfel de lucruri nu mai sunt tot timpul focusat pe ce-mi lipsește, ci în primul rând mulțumesc pentru ce am și după care mă ocup și de celelalte treburi zilnice. Dar recunoștința Asta... e o chestie foarte importantă. E o imaginație pe care ți-o induci dimineața da. ne putem trezi cu o super depresie, cu spaima de viață, că nu reușim în viață, că vom fi săraci, da. vom fi război, da. că pleacă partenerul undeva în altă parte a lumii și rămân singur. Deci această recunoștință este tot un proces de imaginație? Că este un proces e de imaginație. Interesant. Este nu un am proces. Că aș putea să mă scol mulțumind Universului. Tot timpul am înjurat Universul. Da, da. Ideea este foarte simplă. Noi proiectăm în lumea exterioară ceea ce este în noi. Oh. După cum ziceam în prima întâlnire... <laughs> ce vrei să zici? Că sunt un om rău? Nu, absolut deloc. Din potrivă. În uh, definiția realității pe care am pomenit-o și data trecută este printre fapt cert, concret, lucru care există și așa mai departe, există această definiție că realitatea este materia care există separat și independent de conștiința omenească. Deci, practic, o sticlă, sau uite paharul ăsta pe care l-am eu pe masă, el concret este o formă care nu are niciun sens decât acela pe care eu o să îl atribui. Și asta este valabil la obiectele fizice. Banana asta, dacă eu, spre exemplu, sunt alergic la banană, ți ți plac foarte mult bananele, ne uităm la același obiect, pentru mine este ceva oribil, pentru tine este ceva superb. E ca poza aia clasică cu un 6 sau un 9, la care se uită două persoane, unul dintr-un capăt și celălalt din celălalt capăt. Unul vede 6 și zice nu e 6 și celălalt zice nu e 9 mai este și cu cred iepure și două animale care sunt Da, De da, da, unul da, da. iepure unul vede nu știu mai știu era nicio. Era Iepurele, știu imaginea la care știi? te referi. Da, da, da. Era o lorață, oriceva, nu mai țin minte. Da da, 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 da. O rață da, versus da. iepure. Exact. Că rața era, să zic, era urechile iepurelui, cumva, și botul raței, uh -huh. era urechile și în funcție de cum... Exact. În funcție de unde te uiți este... Și acum o să-ți dau un exemplu foarte interesant despre cum în procesul creativ, lucrurile sunt atât de concrete, atât de relative. În momentele în care făceam videoclipuri sau muzică, vorbim de videoclip aici, filmăm, eu mai și montam, mă așez la calculator, îmi fac treaba, intru în filmul respectiv și cumva eu îmi trag o concluzie că e bine sau nu e bine, sau îmi place ceva, nu îmi place ceva, dar mie mi-e clar ce am făcut, și atunci sunt pregătit să arăt artistului sau casei de producție sau așa mai departe. Mi s-a întâmplat Cred că de fiecare dată, în momentul în care dau play în prezența unei alte persoane, să văd lucruri pe care eu nu le văzusem fără să-mi spun omul la nimic încă. Și mi s-a întâmplat de multe ori să-mi fie confirmată informația, să, să văd un cadru care mie mi-a plăcut și deodată să văd că e o chestie ciudată undeva într-un colț. Asta doar pentru că mai era cineva lângă da, tine? Da. Și asta înseamnă pe de-o parte... Că noi avem și capacitatea asta de a ne umple imaginația și cu informațiile altor oameni din jurul nostru. La fel cum este atunci când te întâlnești cu un om care este într-o stare... Ne încărcăm. Ne, ne putem încărca spațiul imaginativ și cu informații care sunt generate de alți oameni din jurul nostru. Doar, din -prezență. Doar prin că prezență. Este un exemplu, da pozitiv. Da, da, da. da, da, negativ, da, da. Că da. Dau un exemplu. Îi fac aici o laudă colegului meu, Gojira. Uh, nu știu dacă baboi știe treaba asta. Eu ascult muzică. Da, cam în Am mm -hmm. niște lucruri pe care le ascult. Păi, când le ascult cu Gicu, cu Gojira în mașină, sună mult mai bine. Mm -hmm. Taran, tarant, taran. taran. zic, <laughs> extraordinar. După aceea, când îi zic, o, trebuie să o iau și o pasta, poate unele lucruri, chiar le învăț de la el. Și mă duc și ascult singur, nu mai are același farbe Da. Parcă e goală. Da. Aceeași piesă mă mai sună o dată în mașină cu Gojira. Băi, sună bine! Uh -huh. Sau uh -huh. prietenul meu, Eugen Kelemen. Tot din film. Da. La fel, când le ascult, le, nu știu, încarcă spațiu când exact. pare, Exact. Nu mai îmi place piesa respectivă. E aceeași piesă. Exact. Aceeași piesă. Exact. Și este și valabil și la... Nu știu cum. Nu, da? nu, nu, Era nu. Este starea lucid. naturală lucidă în care prezența unui om generează alte potențialuri în noi. Și chestia asta, pe de-o parte, arată că noi avem un impact mult mai puternic asupra ființelor din jurul nostru decât am crede. Adică nu e doar legat de ce scot pe gură și felul în care mă port propriu zis, ci și starea mea de spirit, frecvența, dacă vrei, din interiorul meu. Frecvența, să zicem că în planul ăsta al gândurilor, e acea scală a emoțiilor. Da? Și ai la început furie, agresivitate, invidie, toate chestiile care au o conotație negativă, pentru că se simt neplăcut în corpul nostru când le trăim. Și după care, cu cât mergem mai înalt pe scara asta, avem recunoștință, avem iubire, avem tot felul de alte trăiri de o calitate superioară. Superioară în sensul în care, atunci când eu le trăiesc, viața mea este absolut superbă. Revenind la începutul discuției noastre. Noi folosindu-ne acest liber arbitru care și asta e un concept foarte, foarte, foarte sensibil și relativ pentru că multe culturi discută ba că l-avem, bacă nu l-avem, dar să zicem că avem această funcție în care pot să pun atenția acolo unde am eu nevoie să fie. Și în Hermetism, spre exemplu, se zice că noi trebuie să învățăm să ne folosim voința, voia proprie pentru a pune atenția undeva, deci voia trage cu ea atenția da, și atenția Stabilește care este frecvența la care eu funcționez. Și atunci, revenind la recunoștința de dimineață, să zicem că e ca la un proiect în care ți se zice fă ce vrei tu. Și n-ai absolut nicio referință de niciun fel. E mult mai greu câteodată să vii cu ceva decât atunci când ai o, o mică ghidare, un mic perete pe undeva. Să știi măcar, uite, ar trebui să o iau pe aici. Când scriu o carte, spre exemplu la început ai o viziune, să zicem. Da? Există diferite procese creative prin care ajungi să-ți faci ceva, dar la început vine o viziune, nu știi de unde. Real vorbind, poate de unde venim și noi înainte să ne naștem, nu știu, din acest neant, din acest atot necunoscător, dacă vrei, spațiul ăsta infinit. Ceva vine în conștiința mea, îmi apare ceva care mie îmi declanșează o trăire, o emoție, care mă pune la treabă și îmi doresc cumva prin creativitate să aduc chestia aia care nu este vizibilă pentru nimeni altcineva decât pentru mine. Să o aduc în material ca să poată fi dată și altor oameni. E o necesitate. Este o necesitate. Sunt oamenii cei care au creat ceva sunt singurii care puteau crea ceva sau orice m-ar putea să creeze ceva Bazându-se pe această imaginație. Ce lipsește oamenilor care nu au pus în concret ceva? Adică sunt oameni care sunt buni scriitori și nu scriu da. pentru că nu, sunt, nu știu cum să preia acea viziune? Da. Sau unii oameni chiar nu au acea viziune? Um, cum e după tine? După mine, eu aș spune că ideile, chestiile astea, sunt la fel stabilite pe diferite frecvențe. Dacă eu, spre exemplu, funcționez la o anumită frecvență, o să ating ideile din frecvența respectivă. Dacă eu sunt foarte pasionat de. Dacă ești. Da. Client service într-o agenție de publicitate. Da. Apropo de finanțare. building care e la modă. Teoretic, nu te ocup neapărat cu creativitatea, așa împărțită lumea asta în publicitate, sunt creativi și necreativi, așa da. zici Deși oamenii au o super creativitate. Da, 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 da. Client service mai creativ. Mai, mai decât, creativ decât, decât de la creativitate. Da. Sigur, asta. Uh -huh. Ce ar trebui să-i facă pe ei să devină creativi și să preia acea imaginație, să o transforme în ceva? Păi acum depinde de fiecare om ce simte adică care tu, de făcut. Ca om creativ, spui da. Frecvența mea găsești acolo ideile respective. Dacă da. tu nu ești considerat un om creativ, tu ai și tu o creativitate și o frecvență de unde ai putea extrage? Fiecare o mare, fără îndoială. Doar că acum apare, în primul rând, care este obstacolul peste care eu nu pot să trec în materializare. Că au fost oameni, am cunoștințe care nu sunt muzicieni, dar în stări profunde de meditație sau stări din astea de conștiință alterată. Au auzit o piesă anume, pe care nu o auziseră în lumea fizică. Au auzit-o și n-au putut să o traducă. Pentru că nu aveau limbajul necesar. Unii oameni... Dramatic. Da, da, da. Dar eu cred că starea asta de imposibilitate aparține aproape întregii omeniri. Da, deci, da, da. Senzația mea este că oamenii ar vrea să se exprime și nu pot. Care este cheia de a te putea exprima? Pentru că tu deja te-ai setat. Eu sunt un artist. Da. Cum ai spus tu. Am frecvența X, da, găsesc da, ideile da, în da. frecvența mea. Da. Dar oamenii care nu au găsit frecvența. Pentru da. că, pentru asta fac acest podcast. Pentru, da, că, da. pentru oamenii să fie care, util... care își pot găsi creativitatea, care nu au găsit-o până acum, sau dacă au găsit-o, nu i-au dat forma cea mai bună. Și mm -hmm. eu să în acest sens discutăm de aceea ești tu aici ca să mobilizăm creativitatea unor oameni care nu știau cum să o apuce și cum să o facă. Deci eu cred personal că toți oamenii au această creativitate și îi blochează ceva. Ce îi deblochează pe oameni? Că sunt oameni care la beție zic scriu eu sau îi la zic pe pe păi eu fac putea să o fac de 10 ori ce prostiile astea, suprarea astea. Da. Eu căcat, pui o banană, știi, la opera. Chiar mă dacă să o punem pe ecran, dar cred că stricăm ecranul în baboi, nu? Dacă dăm cu scoci Plus pe ecran. că nu mai este original. Cred că am toți oamenii spun la un moment dat, eu aș fi putut să fac. da. Cum facem ca oamenii să facă, cei care se uită și apropo, aș da. vrea să-ți acest podcast despre creativitate, dacă l-ați urmărit până acum înseamnă că e ceva interesant, puteți să-l sprijiniți intrând pe Patreon și favorizând, să zic, această platformă, ajutându-ne să mm -hmm. avem. Contextul să Timp putem. Și, viitor, exact. da, și să ne creăm contextul. Sprijiniți exact. această serie pe Patreon, este îndemnul meu și pe Andrei. Da. Ne reîntoarcem ca să oferim ceva oamenilor uh -huh, uh -huh. care ne-ar putea susține. Cum deblocăm creativitatea și cum facem ca să ne ducem în spațiul acela de imaginație și să transformăm în ceva. Inteligibil pentru celălalt. Da. Adică dacă simțim o piesă, cum ne apucăm și o facem? Să face? o facem. Excelent. O să dau trei chestii concrete. Prima este să înțelegem ce este frica de eșec. Sau frica de ridicol. Sau frica de a fi văzut altfel decât aș vrea eu să fiu văzut. Înțelegi? Asta este prima chestie fundamentală pe care eu am... Cum să zic? Am lucrat foarte mult cu chestia asta și încă lucrez, și probabil e un proces de o viață întreagă. Pentru că un artist multidisciplinar înseamnă că te exprimi în mai multe limbi artistice: că este colaj, că este muzică, că este film, că este poezie, diferite abordări. La început, de fiecare dată când am luat un pas într-un într departament nou de creativitate, a apărut acest gând parazitar. Că eu așa îl numesc. Uh, da, dar nu o să iasă bine. Uh, o să fie de căcat. Uh, cui o să-i placă așa ceva? și pe mii de alte gânduri care vin pur și simplu și zic nu mă, nu, n-are rost, n-are rost. Și acolo este de fapt arta. Asta este prima chestie esențială din punctul meu de vedere. Să văd că în acest spațiu imaginativ eu am și acest narator pe care eu pot să îl dau deoparte. Cum am zis, cred că și în întâlnirea cealaltă, când lucrez cu copiii, le spun chestia asta, mă, dacă nu vrei să ai stări care nu -ți sunt utile în ce vrei tu să faci, puneți mă garz la ușă, la mintea ta, pune doi ce foși de ea, cu lista de invitați și vine gândul, eu nu pot. Bă, tu nu ești pe listă, mă, dă drumul de aici. Nu am nevoie de tine. Nu, nu, nu. Aici avem nevoie de invitați care să facă ceva. Tu ce faci? Cu ce vii? Cu ce contribui la binestarea asta? Pentru că până la urmă, real vorbind, ce ai de pierdut? Și mă refer acum la artă concret. Dacă nu te știe nimeni la început, cum încep toți artiștii? Nu-i pasă nimănui că îți iese ceva prost sau bun, efectiv. Nu ai încă un public care are o așteptare de la tine. Asta mă refer cât se poate de concret. Și atunci de ce să nu explorez? De ce să nu-mi dau voie să fac tot felul de chestii? Pentru că odată mă cunosc pe mine mai bine și doi la mână mi se deschid alte posibilități de a face alte chestii. Orice trupă la început suna mai prost. <laughs> În primele repetiții, când abia s-au apucat de instrument respectiv, la chitară la început până încep să înțelegi pozițiile alea de a ține mâna pe chitară. Nu știu dacă e numai asta, dar uite, mi-a adus acum mai declanșat o imagine cu Nirvana cântând într-un pub mm. din Marea Britanie uh, în fața 26 de oameni. Da. <laughs> Nirvana, era la început Nirvana, adevărat, exact. Dar înainte au venit doar 26 de oameni. Exact. Și a cântat doar uh, Uh, Novoselic cred că nu a cântat El stătea așa băut, nici el Deci atenție, iată, iată o dovadă de necredere În propria trupă da. Deci era doar uh, uh -cobain. Coben și cu uh, a, Așa da, cu... toboșarul îmi scapă și mie. Lipsa de memorie este o problemă. <lipsea> Tot la imaginație, vezi, să știi cum a scoți, cu scoți memoria din... <lipsea> Uite, Știu că Novoselic nu, nu a e, prestat, uh -huh. dacă tot am intrat, trebuie să ne reîmprospătăm memoria. Ei, uite, până, până găsești tu, despre asta este vorba. Exact despre asta e vorba. Dacă se oprea Nirvana, pentru că n-au decât... A, așa, Dave. Uite, Marele. problemă. Da, da. Memoria, să ții minte întrebarea, da. notez întrebarea asta. Memoria celor are în creativitate. E bine să ai memorie bună sau e bine să ai și memorie proastă. Uite aici nu am... Vreți să spun acum sau mie, am la îndemână de mână ceva pe care l-am studiat recent. Este o discuție între Napoleon Hill și Andrew Carnegie. Da? Și se discută despre imaginație. Și Carnegie prezintă două tipuri de imaginație, și anume imaginația sintetică și viziunile creative. Care ar fi două chestii, parte din același întreg, dar două ramuri diferite. Creativitatea sintetică ține strict de toate lucrurile pe care le cunosc și pe care le asamblez în diferite feluri. Da? Spre exemplu, am văzut că există cărucior și am văzut că există boxă. Hai să iau roțile de pe cărucior, să le pun pe boxă și să fie o boxă portabilă, din aia mare. Sunt două lucruri care există, dar eu le-am combinat între ele. Viziunile creative sunt niște, cum să zic, ca niște revelații care pot câteodată să n-aibă legătură cu nimic din ce ai văzut până acum. Și acolo mi se pare mie că e cel mai delicat în a aduce în concret. Pentru că, pe de-o parte, trebuie să devii, în, în cuvintele lui Carnegie, trebuie să devii obsedat de chestia aia. Trebuie să te gândești la ea zi și noapte, pentru ca tu să lași subconștientul să înceapă să-ți genereze soluții pentru chestia aia. Este un proces pe atât de conștient, pe atât de inconștient. Atenția mea de care vorbeam, deci voința mea îmi creează Zona de atenție, iar atenția aia poate să scoată niște resurse pe care eu nu le am la îndemână în spațiu conștient. Și știm că la matematică există situații, inclusiv la nivel de școlari, mm -hmm. îți vine ideea peste noapte, nu e o glumă, așa este. Exact. Sau de când faci un pipi la sau la duș, sau la. până la școlar de clasa 5A, acolo cei conștienți, soluția îți vine peste noapte. Există această noapte în sfetnic bun. Da, dar nu e da, era. da, 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 are foarte mult nu sens. Nu când sfetnicul e împărțit. Deși și-a... Creativitatea... Ma... Da, hai să nu da, scoatem categoric, din categoric. Acest nu, nici nu-l scoatem, nici nu-l băgăm. Nu doar. Mi se pare că... <laughs> vom discuta despre Vom discuta, da? sincer, să fiu și ăsta e un subiect excepțional. Păi îl notăm, L -l notăm da, subiect, da, 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 categoric. Creativitatea indusă... Da. destul Diferite substanțe. Diferite substanțe, cum l-am la, pomenit cum pe, băie... pe genul la... din... Uh... La sânge de viperă, nu știu. Da, da da, 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 okay. Sau uh... broaștele alea, da. cum le... Așa, exact, nu? exact, da, exact. Da, da, da. Uh, revenind la ce discutam noi, uh, imaginația noastră, ca să poată să fie utilă, în primul rând, trebuie să ne împrietenim cu ea. Să ne împrietenim cu ea înseamnă să fac exerciții de toate soiurile, primul pe care l-am pomenit a fost să sta cu recunoștința, pentru că este o chestie foarte concretă în care starea mea real ori este una plăcută, ori este neplăcută. Adică rezultatul, rodul acestui proces se simte instantaneu. Nu e o chestie la care lucrez și poate peste un an se întâmplă ceva. Deși, bineînțeles, dacă eu practic ceva mult timp, o să devin din ce în ce mai bun la chestia aia, în orice domeniu. Da? Deci cu cât învăț să fac chestia asta mai des, cu atât o să am mai la îndemână acest lucru. Și după aia vine exact ce spuneam, banana e bună sau era nu contează. gândește că ăsta este doar un obiect. Gândește-te la interacțiunile cu oameni. Și ziceai de omul din agenție, da? Cum poate el să fie mai creativ? Se numește industria creativă. Industria da. creativă. O și ușor ironic, așa. Da, da, da. Pe păi, Exact. Gândește-te dacă eu mă duc și mă întâlnesc cu un grup de oameni, dacă eu în capul meu zic, mă duc să mă văd cu niște proști pe care trebuie să-i fraieresc, eu plec pe o frecvență, da? Și mă aștept la niște lucruri să se întâmple din sfera aia din care eu percep lucrurile. Dacă eu mă gândesc că mă duc să mă văd cu niște oameni minunați pe care poate o să-mi fie mai dificil la început să văd minunăția din ei, dar sunt sigur că e acolo. Este același grup de oameni, doar că eu plec cu altă încărcătură. Sau mă duc fără nicio așteptare. Mă duc blank. N-am nicio... Înțelegi ce zic? Înțeleg foarte bine. Și mă bucur că avem această discuție în care uh, pot să fiu eu, cum mai da. tu de dimineață. Da, 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 da. da, da deci, mă regăsesc da. foarte bine în podcastul ăsta. De ce? Pentru că, uh, discutând, declanșezi tot felul de imagini care se leagă cu ceea ce spui, și acum uh, 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 o să fac niște asocieri uh -huh. mai puțin așteptate, da? Uh -huh. Și te rog și îi rog pe cei care ne ascultă uh -huh. să-și dea seama că acum chiar avem un proces creativ, adică mă simt bine în acest podcast da, da. și mă simt liber și de aceea nu o să fac asocierile pe care te-ai putea aștepta ci din potrivă și nu vreau să te supere asocierea pe care o să o fac între ce ai zis tu, da, că te duci să te întâlnești cu niște freri sau mă duc să mă întâlnesc cu niște minunați. minunați. Da. Și acum mă gândesc la cartea o să zici, da, ce legătură tâmpită, la cartea despre Nuțu Cămătaru. Așa, așa. Despre așa. lei și fraieri. Da. El se întâlnea cu fraieri. Da. Deci oamenii pentru el erau fraieri, pentru că da. asta era dispoziția lui. Da. Trebuia să-i cucerească. Iată cum creativitatea da. poate fi la da. orice nivel. Da. Imaginați când tu te duci la întâlnire. Îți, îți propui să te întâlnești cu niște minunați, scopul întâlnirilor acestui domn da? din, din ce a scris uh, uh, scriitorul recent de, cu, uh -huh. despre cămătar. e da foarte bun exemplu, să știi, nu mi se pare deloc, Eu că mi se, se pare foarte se relevant. relevant. Se cu fraier, pentru da. că nu ar dacă s-ar întâlni cu minunați, n-ar putea să le să facă, facă ceea să i ce... dea la lei. Da. N ar putea să-i dea la lei pe niște minunați. Exact. Exact. Și iată, ți dus cu gândul într-o zonă care nu exact. te așteptai. Dar, dar e de foarte bine venit. Exact. Dar ai zis foarte bine, am exemplificat din o altă zonă. Care Mi se pare e, super superb exemplu. Asta adică te știu. Da. Asocierile acestea, cum ai zis, căruți, boxă, Boxa portabilă. Să zic da. că avem niște homeless aici da. care da. fac treaba asta. Eh. Deci creativitatea de genul acesta nu este rezervată doar geniilor. Absolut. Nu, 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 Oamenii nu. de la Apple au gândi neaparat căruțul portabil muzical. Deci aici avem o sumă, cum îi cheamă, bă băi, pe unul dintre domni? Uh -huh. Juicy King. Juicy King, aici e excepțional, au de excelent. -și care merg cu căruțul, <laughs> și sunt mai mulți. Da. Nu au inventat, dar au pus acolo, au făcut, făcut această creativitate. Deci da. creativitatea este permisă oricui. Da. Am o concluzie bună. Da. Asta am Mai stabilit departe. cumva și din prima întâlnire. Creativitatea e la îndemână, depinde cum o folosești. Eu vreau să deblocăm da, da, creativitatea da. celor care se uită asta la asta. Este... Să-i zic. Da, uf, da, nu da, da, greu, da, da, da. Parton Fink, nu? Da, știa da, cum da, să da. De, da. de unde încep, cum o iau? Pentru mine asta este un vis real în viața mea, să trăiesc într-o lume în care oamenii sunt creativi, găsesc soluții problemelor, se ajută unii pe alții și funcționăm ca un sistem care ne ajută pe toți să evoluăm. În orice fel simte fiecare care de evoluat. Dacă noi doi ne înțelegem foarte bine, tu ești creativ pe partea de scris, eu sunt creativ pe partea vizuală. Dacă noi doi ne punem cap la cap talentele și viziunile, creăm ceva senzațional pe care n-am putea să-l creăm individual, înțelegi? Gândește-te. pe partea vizuală creativă. Excelent! Eu dădeam un exemplu doar, știi ce zic, înțelegi? Să dai niște clipuri pe care. Nu... Aș vrea foarte mult, aș vrea foarte mult și aș vrea să dau și eu ce mai scriu ca să vezi, să facem un. Exact. Bun, bun. Și exact chestiile astea mi se pare că sunt un motiv pentru care te trezești cu entuziasm în viață. Ce mai am ocazia să mai creez? Ce mai am ocazia să imaginez? Se zice că genialitatea, una dintre trăsături, nu este una completă, pentru că e foarte greu, din punctul meu de vedere, să conții o chestie din asta teoretică, un concept filozofic sau cum vrei tu să-i spui, un concept relativ. Genialitatea m-a auzit că e genial și băiatul care a făcut o merdenea și băiatul care a făcut mașina și așa. Genialitatea este poate capacitatea noastră de a lua obiecte sau concepte din domenii care par să n-aibă nicio legătură unul cu altul și de a le fuziona într-un context nou, da? care poate să genereze alt spațiu de creștere pentru mulți alții. Steve Jobs, din ce țin minte, sau nu mai știu dacă Bill Gates, unul din ei doi, a zis că e conștient că el ce face în momentul în care a dat drumul la. ori la Mac, ori la calculator, în fine. În momentul Bill în care Gates a dat. Nu pare. Da, cred că Steve Jobs mai degrabă. E mai stilul mai Jobs, așa. Exact, stilul. Sincer, e... cred că Steve Jobs a fost. Și spunea că el e conștient că ce face este doar o cărămidă în acest zid al evoluției tehnologice, al omenirii. Deci, în momentul în care eu sunt conștient că dacă dau frâu liber imaginației mele, găsesc un concept, îl pun în practică, trec peste obstacole, se zice că Edison până să facă BQ, a avut 10.000 de failuri, de eșecuri. 10.000. Era tot în discuția dintre Napoleon Hill și Andrew Carnegie. Deci, e el cu uh, vorba cu 99% da, transpirație, transpirație și 1% edisonie. inspirație. E posibil, e posibil, nu știu, dar uh, în sine vezi, nici nu mai contează cine a spus-o, pentru că este un clișeu adevăr. Adevăr. De mult... Exact. Exact. Sunt clișee bune și clișee proaste, atenție. Vom discutat despre clișeele da, proaste da, altă da, 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 da. Sunt clișee bune. Asta e un clișeu bun. Exact. E un clișeu, dar e bun. e adevărat. Exact, exact. Stă la baza creației. Munca e la. Nu Care e legătura între creativitate, imaginație și muncă? Hmm. Este un sistem autogenerativ, dacă vrei. Adică, adică imaginația este spațiu. Da, în care se întâmplă toate, creativitatea este mașina, munca este mișcarea reală pe care o are mașina de a ieși din spațiul nevăzutului și a se duce în spațiul în care este văzut de toată lumea, este materializat, este un fapt concret. Are sens acest sistem? Deci, munca cum este energia. Păcă, da, dar cum te poți păcăli să muncești mult în creativitate? Vine vorba de disciplină, că că, în primul rând. Nu. E neapărat... Nu. Pentru că da. nu ai creativitatea, unui ai talentul, da. un ai geniul. Poți să fii talent să munca. nu faci nimic cu el. Păi nu. Da, bineînțeles. S-a născut, a talent. Da. Și deci avem această vorbă. Poți să ții un fruct excepțional pe care să nu-l mănânci, să putrezească pe un raft undeva, să strâng viermi sau să-l mănânci, să te bucuri de el. Mărul este fix același. Noi avem cu toții, avem niște daruri. Pe care putem să le folosim, noi ne bucurăm de procesul de a-l folosi. E exact ideea aia, arta pe care eu o fac. Dacă pe mine mă bucură procesul propriu-zis, nu o să mai fiu atât de dependent de laudele sau de părerile celorlalți din jur. Este un bonus pentru mine momentul în care mă așez la locul meu de lucru și fac ceea ce iubesc să fac, pentru mine sentimentul ăla este de necomparat cu altceva. Când mă culc, când pun capul pe pernă, am făcut, n-am făcut bani, eu am făcut ceva. Am făcut ceea ce am simțit că este nevoie să fac. Înțelegi? Și atunci munca și disciplina înseamnă ca eu să reușesc să mă aduc în punctul ăla chiar și când nu am chef câteodată. Exemplul cel mai bun aici poate sunt sportivii care se trezesc la antrenament și când sunt triști și când sunt fericiți și când orice ai un, o competiție, chiar și actorii. Nu ești tot timpul cel mai bine dispus când te sui pe scenă. Înțelegi? Dar te abandonezi procesului, te abandonezi artei pe care tu o iubești și ceea ce se întâmplă acolo este epitomia. Aia. Ceea ce există legată de sportiv sunt campaniile de la Nike. Da, care sunt, uh, uh, care sunt. Plusează pe e, chestia asta. Plusează, dar exact despre asta vorbesc. Suferința. Da. Care ulterior este răsplătită, dar da. e o suferință, nu e o plăcere. Da. Și da. toate reclamele cu sculatul cu patru dimineața, cu alergătorii de la 5, Nike le-a inventat. Da, da. Inventat sau. Biden, Kennedy, deci. Nu, uh, nu ei l au exprima cel mai bine. Exact, Dacă mai degrabă. O valoare publicitate are că exact. trebuie să sintetizeze și da, acolo da. În, sunt, e mult bullshit în creativitatea publicitară. sau 98% bullshit. Da. Dar sunt câteva lucruri care sunt cu adevărat revelatoare. Campaniile Nike fac parte din categoria uh -huh. de plusuri la adresa genialității umanității. Da. Deci bucățele aceea, 30 de secunde, un minut din campania în care uh, erau și sportivi, erau și oameni simpli. Da. Aici era interesant. Da. Aici a fost uh, talentul campaniilor Nike să cupleze mari sportivi cu oamenii simpli. simpli. Mm -hmm oamenii care doreau să alerge. Da. Se sculau la 4 sau la 5, erau, erau, erau ceasurile care sunau. Tz, tz, mm -hmm. Bazurile acelea erau parte din campanie. Și exact așa începea, adică te durea. Da. Și combinau alergatul cu, apropo, cu notul, cu bazinul, dar da, Popovici. Da. Se scula la dimineața 4 și jumătate. Te scoli greu, începi să alergi, să te arunci în bazin, să... După aceea vine Mm -hmm. Nu știu dacă plăcerea, dar satisfacția, nu știu da. cum e. Nu știu când, apropo de, de când e de la rece la cal nu știi când mm -hmm. treci de la. Durere la, la sentimentul de satisfacție, de satisfacție nu știu, e plăcere liberare. Nu plăcere în alergat. Da. Dar e satisfacție. Este plăcere, este plăcere. Nu știu, fizic exact. Probabil că la un moment dat când încep să se secrete substanțele de uh -huh. creier, uh -huh. îți dau, nu știu, adrenalina și alea și îți imaginezi că va fi bine și te simți puternic și ești uh -huh. invincibil. Atunci probabil că creierul... Bine, eu o păcăleală, sigur. Da și nu, acum da, depinde. Dar te simți bine. Păi da. nu știm ce este real. Da, da, că da. Une... Nu știu, eu nu cred că e real ce gândești în creier da. În creier gândești să-ți transmit Substanțele care se duc mm -hmm. Și pun neuronii mm -hmm. să Se plimbe pozitiv Dar mm -hmm. nu e real că tu ești fericit E o păcăleală, dar Cât timp nu știm adevărul de pe pământ E ok să alergăm și să ne bucurăm De fericirea pe care ne induce Adrenalina în serotonină Pentru da, că alergăm Da, da, da și bine, până la urmă, și medical, din punct de vedere medical, ți se curăță sistemul linfatic, îți ajustezi, da. înțelegi. Bine, să nu devină că trebuie da, 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 să da, exact. Să exact. Coach Dar sportivi. ai spus ai o chestie foarte esențială aici, din punctul meu de vedere. Dacă este sau nu este real, dacă sunt fericit până la urmă asta e. De discuție întreaga, asta. Asta este exact una dintre chestiile cele mai importante ale imaginației. Până la urmă, eu dau un exemplu și mai concret. În cartea lui Victor Frankl, Omul în căutarea sensului vieții, el povestește de momentele lui în Auschwitz și în cele trei așa. Și acolo povestește de un moment în care ajunsese, nu că la pământ, îți dai seama ce viață era acolo, mâncai un colț de pâine, mureau oamenii în jurul tău, munceai la 5 dimineața în frigul ăla mare, aveai picioarele umflate, adică un stil de viață care este... Nici măcar nu putem să ne imaginăm de cu că adevărat. Imaginăm. De înțelegi? Decât așa de am fost, am fost și la eu, Auschwitz și ai fost. văzut ce spun. Este un spațiu pe care nu poți să-l mai descrii. Nu, nu, nu ai cum să-l conții într-un cuvânt. Este ceva... Dar el povestește de acest moment în care în imaginația lui a început să aibă discuții cu soția lui. Care evident nu era fizic cu el acolo. Ulterior a aflat chiar murise. Și el cumva a reușit să treacă peste o perioadă bună de timp Având aceste discuții interne cu iubita lui, cu soția lui, și iubirea pe care o avea față de ea, era atât de reală pentru el, încât putea să-i dea energie să facă față oribilității în care se afla. Deci, imaginația noastră este și o chestie care ne ajută să supraviețuim foarte mult. E un exemplu foarte frumos pe care l-ai dat. Înțelegi? Și chestia asta e un lucru pe care eu l-am am încercat să-l practic cât de mult se poate. Și în două sensuri. Există posibilitatea să ți-o iei în cap câteodată. Dacă îți merge ceva sau un proiect de succes sau ceva, ajungi într-un spațiu în care te autopui tu pe un piedestal, să zicem, care cumva te poziționează într-un fel dubios peste unii. Oricare ar fi acei indivizi care sunt de referință în capul tău. Cred că e o, o etapă când te poziționezi singur, da. care e bună. Este utilă pentru că dopaminicii. Da, care da, cred da, foarte mult în ceea ce uh, vor să prezinte să vândă. Da. vânzătorii vorbim de vânzătorii de ramă. vânzătorii de proiecte, vânzătorii de da, 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 da. market, cei care se ocupă sunt niște tipi foarte dopaminici, ei cred foarte mult. Da, nu da. poți să vinzi un proiect dacă e și tu ești. Categoric, Mulț. trebuie să crezi în el. Ok, aduce elemente de creativitate în ceea ce crezi tu când adaugi, dar tu crezi foarte mult uh -huh, și de aia zic uh -huh. că dacă crezi în tine e bine o perioadă până, adică un timp este bine să crezi în tine și în proiectul tău o să vezi exact ce vreau să spun că este o etapă esențială asta, este o etapă esențială dar, și aici dau exemplul lui Hans Zimmer Marele compozitor de, da? El care muzică. este, da, a Aici făcut coloana a sonoră, sonoră de la Gladiatorul, de la Inception, de la nici nu mai știu, e atât la... de multe da. că sunt... Dar omul ăsta, într-un interviu, el fiind uh, autodidact, a învățat singur să facă muzică. Deci, na, uh, la un moment dat spune că, nu mai știu ce îl întrebase tipa care îi lua interviu și... Spune că pentru el premiile, Oscarurile pe care l a luat, nu au nicio valoare în momentul în care primește un proiect nou. Pentru că e iarăși de la zero. Deci, chiar dacă am fost acolo, ăla este trecutul. Dar asta e modestie a trecut extraordinar. Este o modestie extraordinară. E opusul a ceea ce discutam practic. Este opusul. Eu aia spuneam că, pe de-o parte, asta era, asta era ideea de la care plecasem. Că sunt momente în care te pui pe un piedestal într-un fel sau sunt momente în care te afunzi în cea mai mare groapă posibilă dacă ai avut un eșec. Înțelegi? Adică am în două extremele de genul ăsta, sunt foarte utile în călătorie, dar mai degrabă este ca un indicator de, de echilibrare. Pentru că pleacă de la premiza foarte frumoasă această frază care spune că toate sunt trecătoare. Cel mai mare moment de fericire o să treacă, cea mai mare tristețe o să treacă. Dacă pleci de la premiza asta, o să-ți dai seama că undeva între aceste două extreme există un spațiu firesc în care ne identificând mă atât de mult cu oricare din variantele astea, sunt liber să explorez. Pentru că dacă sunt undeva aici, asus, sus, na, eu nu fac aia, eu nu... Și poate pierzi niște oportunități, pentru că te consider prea, nu știu cum, sunt prea mare să încap eu acolo. Da, dar poate fix proiectul ăla este o chestie care te propulsează încă 5.000 de kilometri în stratosferă. Ce vreau să spun este că în momentul în care ne folosim imaginația cu adevărat, e benefic să o folosim în felul în care noi putem să aducem ceva în lumea asta, nu atât de mult încât noi să ne confecționăm un hiper-ego dacă are sens acest cuvânt. Pentru că ego-ul de foarte multe ori începe să își creeze niște mecanisme prin care eu practic nu mai am acces la toate capacitățile mele. Pentru că eu dacă am făcut o chestie, eu nu mai fac astea, nu știu cum. Dacă eu sunt bun în treaba asta, n-are rost să încerc altceva nou, pentru că mă fac de râs, eu știu că sunt bun în chestia aia. Înțelegi? Și atunci mă aduce într-o zonă în care poți să-i spui că ești umil, dacă vrei, humble, umil ar fi în română, dar smerit mai degrabă. Nu-mi place cuvântul smerit. Cred am că ăsta, nu știu, dar Când eu încerc are să găsesc. că Are conotațiile și religioase, bineînțeles. Asta este treaba, da. Imaginația, pe de-o parte, este aspectul în care noi putem să călătorim, să avem viziuni, inclusiv în, în meditații profunde. Se lucrează pe ceacre, se lucrează pe vizualizare, se lucrează pe multe lucruri care țin de imaginație. Gândește-te și dau o întrebare filozofică. Crezi că ar putea să existe credință în orice dacă n-ar exista imaginație? E... N-ar putea exista credința Înțelegi? fără imaginație. Înțelegi? Exact. Credința este imaginație. E procesul pe care ți-l imaginezi pe Dumnezeu. Cine poate. Exact. Cine este binecuvântat să aibă exact. puterea de a, de a gândi, chiar dacă Chiar dacă îl contestă pe Dumnezeu da. și îl imaginează, acel om este binecuvântat. Un ateu da. care și-l poate închipui pe Dumnezeu ca non-existență, dar și în chipuri uh -huh, uh -huh. este binecuvântat pentru că poate gândi despre. Să-ți rămână și gândul ăsta, dar uh -huh. vreau să trec eu peste un gând apropo de zimă, Zimmer, ai zis. Da. Am uitat la un documentar de curând despre mâncare, că mi-e plăcut asta cu mâncarea și da. am uitat la unul dintre episoadele lui Tony Burdain Parts Unknown. De merge el, No Reservations o serie foarte bună singurii sunt românii care l-au -au certat încât ascult, nu o să găsești episodul despre România ok m-am uitat la episodul despre Budapesta senzațională, Budapesta știm asta și uh, în uh, episoade el își ia anumite personalități care întâmplător sunt de acolo sau face el cumva uh -huh. de aduce. și l-a avut pe uh, Vilmos Zigmund Uh, marele Cineast uh -huh. operatorul de geniu de la Hollywood uh -huh. care uh, apropo de autodidact a început autodidact și uh, legat de imaginație m-ai făcut să mă gândesc la modul în care a compus el imaginele din celebrele filme, Întâlnirea de Gradul 3 Dear Hunter mm. care au plecat din imagini pe care l-a filmat la Revoluția de la 1956 și sunt suprapuneri de cadre, chiar în acest film despre Gătit, da? Gătit. Wow. Nu e, de fapt e un serial despre civilizație da. și sunt câteva suprapuneri de imagini din Budapesta Revoluționară cu și o să vezi ce bine ce bine i-a mers la Hollywood pentru că le-a folosit cumva pe acelea din trecutul său, adică mm. împușcatul cerbilor. Da. Să știi că vine cumva și din oamenii pe care i-a văzut împușcați în Budapesta. adică imaginația, adică mi-ai dat așa o, superb, superb, super, super, Este Hans Zimmer eu. care autodidact se oprește și o ia, dar pleacă de undeva, adică imaginația da. asta nu e imaginație goală. Nu, nu este. Asta vreau să întreb, cum dezvoltă cum ne creăm o imaginație? Pentru că imaginația da. nu e dată, nu? Și ea se dezvoltă... Nu? Cum, mai degrabă, cum explorezi acest spațiu imaginativ? Eu așa zici, așa aș formula. E da. Sau nu, intri tu acolo și cunoști mai mult, te răspândești tu. Da. Că imaginația e undeva, cam așa da. o vezi tu. Da. Eu nu știu încă ce e. Vorbesc cu tine, te întreb. Eu, eu o să plec, o să trebuiască spusă chestia asta până acum, În din 10, tot ce am studiat. Nu, no, nu, no, nu. No. Mai, 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 <laughs> <laughs> nu s-a dat până în ziua de astăzi o definiție a imaginației care să fie tot cuprinzătoare. Îmi mai cer mie să-ți dau, parcă și-a uitat. Bineînțeles, dar M mie, ceea eu am ce spun... că ai uitat, dar mi de uitat. cei care se uită și-au ce că, ai făcut acolo? Mi-e frică nu să dau definiția, mai lasă-mă. Te mai las, nu e nicio uitat grabă. Mai încolo. Definiția mea, imaginație. Ca să fie mai puțină presiune dacă vrei, da. nici oamenii de știință, nici filozofii din toate timpurile nu au reușit să ajungă la o definiție care să fie tot cuprinzătoare. Și aici vreau să pomenesc același lucru pentru un alt concept la fel de des folosit, pentru că imaginație e un cuvânt pe care îl folosim în viața de zi cu zi, destul de des. Mi-am imaginat, mi înțelegi, când sunt obosit la muncă, îmi imaginez că plec în vacanță și așa mai departe. Oate. Muzica. Ne-a plăcut, exemplu. Da, da, da. Cum deci. Asta mai dăm câteva exemple din serie, că îmi place. Da. Mai dăm continuă seria de exemple. De bă, momente în care da. îmi folosesc imaginație. Da. Asta mi-a plăcut. Deci, când sunt la birou. Când și sunt la birou, îmi -imaginez, imaginez că. că... Sunt în vacanță, Mai dăm da. câteva exemple. Păi Când, uh... fame, te la când ești singur, îți imaginezi că ești cu cineva. Când ești cu cineva, îți imaginezi că ești singur. Adică sunt aceste exerciții pe care noi le facem cu. Interesant. Când am fost în tabără la, vreau să zic, și localitatea, cred că Râșnov. Ah, nu mai-ți. Îmi mm, place mai zona e mult. Era mic. Și pe vremea aceea nu ne dădeau de mâncare suficient. Mm. -hmm. Comuniștii. Erau tabere cretine, deci Erau da. copii, muriam de foame. Și într-o noapte Ține minte că chiar n a fost foame. Și ce am făcut a fost ca tot dormitorul de copilaj de clasa a 4, a 5, a 6, a, ne-am imaginat mâncare. Și fiecare, ia, și fiecare zicea câte un fel de mâncare s cu, și pe măsură ce ne era mai foame ne imaginam mai dezvoltată mâncarea cartofi prăjiți cu friptură și cu... nu era așa multe, să zic mm -hmm. tipuri de mâncare pe vremea copii, da, 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 da. dar asta am făcut mm. în paturi, noaptea, dormi, Blab, somn, mm -hmm. Programul de somn, da, iată o, o, o confirmare a ceea ce spui. Deci da. ne eram bine gândit la, la. Deci, ce spuneam mai devreme că linia dintre imaginație și realitate este una foarte, foarte, foarte fină. Stă în picioare. Înțelegi din ce cauză? O să dau un exemplu de un om pe care chiar îl recomand oamenilor să studieze de curiozitate, fără nicio așteptare. Este un individ pe care îl cheamă Neville Goddard. El a trăit prin 60-70, la bază el a fost dansator, dansuri de astea de societate, după care a dat de poeziile lui William Blake care este un poet excepțional și un mistic în sine, adică poezile lui conțin mult mai mult decât suprafața. Și acest Nevil Godard a plecat într-o călătorie de a înțelege tot așa imaginația și el a ajuns la niște concluzii pe care eu le pun aici, la mijloc, fiecare e... să-și fiecare ce simte că e util. Și anume că noi, de fapt, trăim într-o lume a imaginației. Totul este, de fapt, imaginație. Asta este premiza de la care pleacă el. Și că, de fapt, Biblia este o descriere a felului în care noi să învățăm cum să ne folosim imaginația. Trece inclusiv în a spune că cei 12 apostoli sunt, de fapt, niște facultăți ale minții noastre. Pe care odată ce le transformăm în discipoli, adică le integrăm în noi, nu o să intru acum în ele, o să fie poate pentru altă discuție, dar odată ce integrez toate aceste 12 aspecte, atunci apare conștiința cristică, de fapt, care este fiul creatorului, care are capacitatea de creator. Și atunci începe să-și creeze real și conștient viața. Și are niște uh, exerciții pe care, repet, sunt disponibile pe YouTube, sunt zeci sute de filmulețe cu el vorbind. E un fel de el în altă dimensiune. Și are la un moment dat o poveste excepțională pe care am văzut-o spusă de un bunic în zilele noastre, filmat pe YouTube, care e filmat de nepotul lui și care simte să împărtășească din experiența lui cu Neville Goddard pe care l-a cunoscut. Și spune în felul următor că în puștime, când avea el, nu știu, 20 ceva de ani, se vedea cu o tipă, și tipa aia fusese la Neville și era absolut fascinată de ceea ce a aflat de la el și că poți să scrieți realitate și toate celelalte. Ăsta fiind un om foarte pragmatic, a zis, ia mă că vin și cu tine la evenimentul ăsta să ți-l desfințez pe băiat, că ăsta vin de bălării, mă, mă și îți faci tu realitatea. Bine, hai că vin să-ți arăt că ăsta e șarlatan și ți-o arăt pe concret și se duc împreună la un eveniment unde Neville Godard spune din start eu nu cer niciun ban pentru ceea ce se întâmplă aici pentru că ar fi împotriva învățăturii pe care urmează să vă dau. Și zice așa, pentru cei care au venit la alte evenimente, probabil știu la ce mă refer, pentru cei care sunt noi, vă dau o temă dacă vreți, luați-o, făceți-o și în două săptămâni, dacă se întâmplă ce bănuiesc eu că se întâmplă, vă aștept să continuăm învățăturile. Și ideea era foarte simplă. Să te. în fiecare seară când te culci, să vizualizezi că te sui pe o scară. O scară, de lemn, da? În fiecare seară vizualizezi că eu mă sui pe scară. Când mă trezesc, îmi scriu peste tot în jurul meu, inclusiv îmi pun bilețele în portofel, orice, orice s-ar întâmpla, eu nu mă sui pe scară. Deci, orice ar fi, eu nu mă voi sui pe nicio scară. Pur și simplu, și ce o spui, obsesiv, în continuu. Seara te vizualizezi? ziua îți reafirm că eu nu o să mă sui niciodată pe nicio scară, da? Cel puțin perioada cât am eu de făcut treaba asta. Și povestește acest individ că trece prima săptămână făcând chestia asta, era deja normal că nu mă zui pe nicio scară, că e mare buljit ce povestește băiatul ăsta. Și de-abia aștepta să mai treacă o săptămână ca să se ducă la eveniment cu tipa asta și să nici să nu se mai ducă, să-i spună că n-a avut niciun sens, nimic. Și după câteva zile, după ce a făcut el treaba asta, se duce în vizită la părinții lui, care stăteau undeva într-o zonă de țară, așa. Se duce la maică să în bucătărie, nu știu ce, mâncărică, la la la, și îi spune, vezi că taică tu are nevoie de un pic de ajutor. Du-te și tu în spatele casei. Și tasul fiind cocoțat pe acoperișul casei, repara țiglele, făcea ceva. Și îi spune Fisu, Dam -mi și mie, te rog frumos, nu știu ce unealtă. Și ăsta se trezește fiind pe scară, fix în mijlocul scării, cu obiectul în mână. Și își dă seama că el și-a spus că orice ar fi, eu nu mă sui pe scară, eu nu o să fac chestia asta. În perioada în care era de experimentat, uite cum omul s-a trezit pe scară. Am un prieten care mi-a și povestit despre Neville Goddard. El mi-a arătat acest personaj fascinant care a făcut același exercițiu, s-a trezit cu o vecină și a pierdut pisica și că s-a suit pe nu știu ce acoperi. a acoperit. S-a trezit efectiv cu pisica în brațe pe scară, nefiind o activitate pe care o faci prea des să te sui pe scară. Nici mai știu ultima oară când mă sui pe scară reală. Adică nu e o chestie în ziua de astăzi pe care să te... Bine, dacă ai un domeniu în care ai de făcut asta, bineînțeles. Dar ce vreau să spun este că Practic imaginația din perspectiva lui Neville și nu doar a lui, că a fost și The Secret, care a bubuit la nivel internațional cu legea atracției. Ții minte? Right. The, The Secret era acest cum să-i zic principiu legea atracției. Ceea ce gândești, aia ți atragi. Care pro, pro, a... cumva prezenta aceeași chestie, dar mult mai diluat, mult mai comercial, mult mai neclar. Nu crezi în asta? am trăit și îți povestesc dacă vrei suficient de multe momente în care am avut conștient un proces de vizualizare a ceva care s-a întâmplat unul la unul în câteva zile, într-o zi două, poate o săptămână, mi s-au întâmplat foarte multe chestii nu de genul coincidență. ăsta coincidență. coincidența se spune că ar fi, în hermetism cel puțin se spune că ar fi un cum să zic, un sistem a cărei legi de funcționare nu le înțeleg, dacă noi facem parte dintr-o inteligență care ține la un loc toată materia asta, care creează viață perpetuă, care e de o complexitate enormă, practic, să fie o coincidență ar pune la îndoială foarte multe lucruri fundamentale despre viață. Eu personal am ajuns să nu prea mai cred în acest cuvânt coincidență, pentru că e foarte posibil ca eu să nu văd cauza și efectul, pentru că coincidența, practic a ieșit din acest sistem de cauză și efect. Corect? Ah, am revenit. Taranta. Eu atâta timp cât nu înțeleg care este cauza și efectul, mi-e ușor să zic că e coincidență. Dar eu ca să-mi iau această cafea, cineva a inventat cafea, cineva a inventat plasticul, cineva și-a făcut un magazin, cineva a luat cafeaua, a pus-o, a făcut un business așa eu am ajuns la chestia asta. E un exemplu la îndemână că l-am aici. Dar sunt foarte multe lucruri pe care putem să le numim coincidență doar pentru că nu vedem imaginea de ansamblu. este o vorbă, ceva, coincidența e o formă de a lui Dumnezeu de a spune unor oameni cum sunt lucrurile fără să îmi pară că e prezent. Uh -huh, eu cred uh -huh. în coincidențe. Uh -huh, uh -huh. Mai degrabă, eu, eu simt invers. Da, da, da. Cred că nu este adevărat. Că, că într-adevăr sunt coincidențe, îți, îți relatez un fapt de ieri. Care da. Avea pentru un gen da, 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 de chiar, te rog, de chiar te rog. Ieri eram într-un grup unde o persoană a prins un con din acela mirositor, da. care conform superstițiilor aduce bunăstare. Ok. Și eu tocmai ieri am primit o restanță. Ce, ceva trebuie să îmi plătesc o restanță. Și era perfect adevărat. Deci dacă aș fi mistic superstițios aș spune, funcționează conul acela uh -huh. dacă îi dau foc și miroase bine, e și aducător de bunăstare, pentru că mie chiar întâmplător mi-a adus bunăstarea ieri. Dar eu nu cred în asta, cred în coincidență, cred că e doar coincidență. Este foarte corect. Dar tu și... poți să dezvolți teoria ta. Da, bineînțeles, tocmai să asta dezvolți, e. e nu contrazic. Da, mie îmi place foarte mult exact genul ăsta de chimie, pentru că eu nu o să spun ceea ce spun eu și asta este, îmi doresc să o spun de câte ori se poate. Asta este percepția pe care o am eu asupra unor lucruri și roca. Pe fiecare individ care ne privește pe tine pe oricine să fie foarte sceptic cu tot ce spun și să cerceteze pe cont propriu. Da, poți să dezvolți un pic teoria aceea cu The Secret The secret adică, uite, eu aducea... spre exemplu nu am rezonat cu chestia asta spunea că dacă te gândești cu adevărat la un Lamborghini el o să apară. Era o, să -ți... o formulă, pentru că există atâți oameni care spun, mm -hmm. dacă îți dorești cu adevărat se va împlini. Adică da, sunt oameni da, care zic da, da. Uh, foarte mulți artiști, muzicieni. Mi-am închipuit, mi-am dorit și până la urmă s-a întâmplat. Dar eu cred că s-a întâmplat pentru că erau oamenii talentați, nu pentru că s-a gândit la asta. Da. Știi că Florin Salam a avut un podcast cu el, Așa. în care povestea că el în copilărie, când era micuț-micuț, avea un unghi sau ceva, un instrumentist, și se suia pe scenă și se vizualiza efectiv că îi cântăreț și că e lume multă la concertul lui. Am auzit foarte mulți artiști și care... s-a gândit după aia când era mare, că când era mic s-a gândit la asta. Știi, asta e chestia... Eu cred că oamenii și inventează Se genul poate. Ăsta de imagini. Se foarte poate. Dar în același timp e foarte greu ca tu să-mi spui că e așa sau eu să-ți spun că e așa. Absolut, eu n-am zis că nu asta e așa. Este... Nu, dar eram interesat care este teoria din spatele teoriei. Da, teoriei... Uh... Mecanismul teoriei da. atunci, Practic... Prin care ți aduci... Acum dacă... Da, 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 ne da, propunem da, da. să ne gândim la un Lamborghini, cum da, ne funcționează, da, Da, să da, 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 da. Hai să ne gândim la Lamborghini. Pot ca următor vii cu. Lamborghini. În școala nu asta de, așa, de gândire ar fi ideea de uh, vibrație și rezonanță, da? Eu îmi stabilesc în interiorul meu o viziune, da? O să-ți dau un exemplu de situație pe care eu am trăit-o foarte concret ca să zic cum a funcționat pentru mine. Eram într-o relație care era pe cale de a se sfârși, într-o stare destul de neplăcută, și era chestia aia. Știi, când intri într-o zonă de genul ăsta, îți cade încrederea în tine, ai, ai o chestie da. mai ciudată, un da. episod în care ai nevoie de cineva să te. Ei, da, pentru că se pun întrebări la adresa persoanei tale. Da, da, exact. Sunt bun, dar poate nu sunt bun. Dar înțelegi, e o stare. stare. E bun. Exact, exact. E o stare. Și e țin minte. Neîncredere în sine. Da, demora. da, da, da. da. Și țin minte foarte clar că de-abia am început să-l să studiez pe. Neville. Eu o să mă refer mai mult la ce spune de la The Secret, pentru că acolo mi se pare că e o chestie mai diluată. Dacă, spre exemplu, Neville vorbea de un espresso, legea atracției este ca o cană cu apă în care a pus și un pic de cafea, cât să vândă bine mm -hmm. și să o distribuie mai multor Bun. oameni. El probabil că și-a imaginat că va face foarte mulți bani și da. lui a mers. A mers, a mers, bineînțeles. Bineînțeles. Dar că a făcut ceva pentru asta, nu doar să gândi. Nu, nu, este a suficient. O... Ideea este că eu în momentul în care vizualizez și revin la povestea de care spuneam, care este un exemplu foarte simplu, dar care este, a avut relevanță pentru mine. Și au, sunt multe astfel de exemple, dar îl dau pe ăsta că mi-e la îndemână. Eram la birou, la studio unde lucram atunci și stăteam efectiv așa în starea aia meh, n-aveam chef nici să lucrez, nici să mă duc acasă că nu vroiam așa. Și am stat și am zis, mă, mi-aș dori efectiv, vizualizam așa cum ies din blocul de unde lucrez și exact în fața blocului văd o fată frumoasă, mă frumoasă, cu care doar să-mi zâmbesc. Nu nimic altceva, nu vreau nimic altceva, doar să am un schimb de ceva, un schimb de priviri, un zâmbet, atât. Asta era viziunea mea. Și am stat așa efectiv, am stat cu ochii și simțeam starea, ca și cum se întâmplă real. Am coborât din bloc, M-am suitit în mașină, am ajuns acasă. Absolut nimic. <laughs> Absolut Aia a fost. Următoarea zi, așa. la birou fiind, am parcat și am blocat pe cineva. Am, am pus mașina un pic iurea, că era o zonă aglomerată și așa. Primez mesaj, vă rog frumos să veniți să mutați mașina, că trebuie să plec. Ok, na, eu eram cu gândul la proiecte, la ce aveam. Ajung în fața blocului la mașină, unde este o brunetă superbă, atâta pot să zic. Ne uităm unul la altul, ne zâmbim, efectiv, din ăla așa de copii stângaci, efectiv, sentimentul ăla ca în liceu. Ne-am uitat unul la altul, ea s-a suit în mașină și a fost dată așa de ne-am uitat, inclusiv după ce a luat curbă și am rămas așa unul la altul cu privirea, după care ea a plecat. Dar conducea totuși cu fața. A venit, a, când a intrat în trafic s-a da. uitat cu fața, bineînțeles. A, okay. Că e, uh, Dar uh, e... pentru mine ăsta a fost un moment în care... N-am putut să-ți explic exact. A fost unul la unul. Unul la unul. Totul. Exact unul la unul. La fel am mai mi s-a mai întâmplat când am avut evenimente de organizat. Și vizualizam efectiv că la un moment dat în evenimentul ăla este o anumită atmosferă în care oamenii se simt excepțional, în care este un loc absolut perfect. Pentru momentul ăla nu mai e nevoie de nimic altceva. Și au fost două evenimente de astfel de, de, situație în care efectiv a fost un moment în care și nu doar pentru mine, că am vorbit cu oamenii din jur să nu fie doar percepția mea. Să văd care este starea de spirit. Știu că am făcut la un dat un festival, s-a numit Colaj Festival, pe care chiar la un moment dat o să povestesc un pic mai mult despre el, că vrem să-l reluăm. Dar a fost un eveniment de weekend unde am avut artiști de toate soiurile. Artiști de colaje cu care urmează să mai facem niște chestii, piese de teatru, concerte, performance live. A fost o chestie superbă. Și ultima seară a fost invitată o trupă pe care chiar vreau să o pomenesc, că sunt excepțional, chiar vă rog să-i căutați, Acoustic Lovers se numesc. Și acești Acoustic Lovers nu e un proiect cunoscut. Ei sunt o trupă de percuții și au făcut și un proiect de muzică acustică cu care să bucure oamenii cu instrumente, nu doar cu chestiile de percuție. Mă, nu pot să-ți explic ce s-a întâmplat la concertul ăla al lor, ultimul moment din tot festivalul ăla, s-a făcut horă, s-au făcut niște chestii, oamenii nu erau beți ca să se distreze, nu era nimeni beat, toată lumea era într-o euforie pe care eu o trăisem cu trei săptămâni înainte, vizualizând fix locul ăla cu oamenii care ori să vină și asta îmi doream din adâncul sufletului meu. Nu era o chestie confecționată a minții, și -a era ca și cum... Pentru că ai gândit tu. Eu nu zic că s-a întâmplat doar că m-am gândit eu, dar tot ce am simțit eu este că dacă am de ales să mă gândesc într-un fel sau altul la ceva, eu prefer să aleg să mă gândesc la lucrul ăla din frecvența cea mai înaltă care pe mine mă face să mă simt cel mai bucuros. Vine Crăciunul. Poate nu vrem să mergem să spargem bani în magazine, poate vrem să facem ceva. Eu am această tradiție în familia mea. De ziua cuiva colaborez cu frații mei și facem un artwork, un colaj. Îl luăm pe nu știu care și îl punem acolo, îi punem niște chestii și al nostru. Nu e, nu mai există altul în lume. De ce Foarte să nu folosești, interesant. înțelegi? Asta vine Crăciunul.